În două ore au fost verificați 28 de șoferi care au condus pe străzile Republicii și Nicolae Bălcescu din oraș. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, 8 dintre amenzile au fost date pietonilor care au ignorat regulile privind traversarea în siguranță, 2 șoferi au rămas fără certificatele de înmatriculare ale autoturismelor, valoarea amenzilor aplicate a fost de aproximativ 4.000 de lei.